lucruri despre, eu vorbesc acum în nume propriu despre cartea mea, nu vreau să spun aceste lucruri, eu am scris ce am avut de scris, ce vreau să zic e doar așa, un pic cum a apărut această carte. E adevărat, la origine o teză de doctorat făcută cu Paul Gornea. Și apropo de sugestia de a face și o monografie Nedelciu, o biografie Nedelciu, da, domnul Gornea mi-a zis să fac și asta, dar i-am zis nu mai pot acum. Deja a ieșit foarte mult. Inițial era o analiză aplicată a prozei lui Nedelciu, dar așa cum cred că ați spus, de fapt, anii acei 80 nu sunt discutați teoretic, ideologic. Nu există decât niște texte polemice, texte de generație. Ori eu am ieșit cumva din aceste texte, aparțin unei alte generații, chiar dacă mă simt apropiată de 80-iști, însă am ieșit din această zonă și am încercat să analizez critic acele concepte și să evaluez cumva ca un fapt de istorie literară, pentru că totuși cata s-a istoricizat acest moment, discutăm din afara acelui cadru teoretic. Bun, și atunci am făcut capitole teoretice și am trecut și la analiza aplicată, a ieșit foarte mult. Mă simt un pic jenată de aceste dimensiuni ale cărții. În fine, asta este așa, s-a întâmplat să fie foarte groasă cartea asta. Nu știu, partea de biografie cred că e mai dificilă chiar decât...